Ion Cupa a fost ales vicepreședinte regional al Partidului Mișcarea Populară. Acesta este un om politic cu o vastă experiență care a reușit de-a lungul anilor să aducă plus valoare prin activitatea sa în funcțiile importante pe care le-a deținut. Ion Cupa este o persoană implicată și muncitoare care va pune umărul cu siguranță la revitalizarea Partidului Mișcarea Populară. Vicepreședintele Ion Cupă va coordona mai multe județe, precum Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, dar și județul Mehedinți. Partidul Mișcarea Populară este de astăzi în fața unui nou început. Este un moment istoric pentru partidul nostru și un prim pas către o renaștere puternică a dreptei politice autentice din România. Sunt onorat de alegerea în funcția de vicepreședinte regional pentru județele Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt și Vâlcea și în voi asuma, alături de toți colegii din conducere proiectele cetățenilor potrivit votului de încredere pe care aceștia l-au dat la nivel local aleșilor noștri locali. A declarat președintele partidului Mișcarea Populară Ion Cupă. Proaspătul vicepreședinte PMP România va fi cu siguranță unul dintre principalii pioni care va aduce acest partid în prim planul politicii din România.